Bine ați venit la Stax TV, material ca review cu noul Jeep Wrangler în varianta Rubicon, 4 uși, motorizare 2.2 CRDI, parcă se numește la Jeep, diesel, frate. Bun, vorbim de partea frontală. Vă aștept în comentarii cu toate discuțiile voastre despre schimbările pe care le vedeți la noul Jeep. Nu mai avem sigla care ne prezintă marca, avem luminile din față dotate cu iluminare tehnologie LED pentru faruri, pentru luminile de zi și pentru proiectoare. Probabil că proprietarii de Jeep știau că modelul anterior avea ceva probleme cu iluminatul. De data asta s-a rezolvat. Bara frontală cu design agresiv se poate scoate, se poate pune, se pot scoate elemente, se pot vedea roțile. Capota motorului care vine cu prizele astea de aer, care sunt aproape adevărate, cred, da? Se simte pe aici niște căldură. Avem acest suport pentru parbriz. Poate mulți dintre voi nu știți, dar și la modelul nou de Wrangler, parbrizul poate fi coborât. Surpriză, rămâne o ramă acolo. Nu mai e cazul să fie totul, să poți să treci pe sub un tir cu el, dar rămâne senzația asta de a da parbrizul jos și a merge cu mașina cu vântul în față, lucru pe care nu cred că îl mai oferă nimeni în piață la ora actuală. Deci avem acest suport pentru parbriz, balamalele capotei, siguranțele de închidere ale capotei motorului. Ce nu înțeleg eu este cum încui capota asta. Se încuie oare? Adică dacă mașina e încuiată... Bine, eu vorbesc acum că nu știu unde e clănțăul ăla, știi, că n-am deschis niciodată capota la mașina asta. Gata, să-ți dai de ăsta într-o parte, frate. Da, oare cum se încuie capota? Vrei să facem un test? Stai așa să vedem. Scuză-mă un pic, Marius. I'll be back. Am încuiat mașina, fii atent. Am plecat în casă, m-am culcat, vorbaia, e noapte. Și acum vin oamenii să-mi fure motorul. Pac, pac. Și au deschis aici. Știu că se dă de asta într-o parte, dar nu-l mai găsesc acum. Gata, mă. Fii și? Nu se încuie asta aici? E pentru țările civilizate, mă, nu. Nu ți umblă nimeni la motor. De ce ți-ar umbla, dracu? Da, vorbim despre motor? E, voilà. Iată motopropulsorul de 2,2 litri ecodiesel, cum scrie pe dânsul, care dezvoltă undeva la 200 de cai și 450 de Nm. Dezvoltă o viteză de 180 de km la oră în varianta normală și 150 în varianta Rubicon. Există și o motorizare pe benzină pentru noi europenii de 2 litri turbo și 270 de cai putere și 400 de Nm. Consumul dat de fabricant pentru această motorizare diesel este de 10,3% combinat. Trebuie să vă explic puțin aici despre cum se dau aceste consumuri, pentru că toată lumea spune: Doamne, mi-a dat fabricantul 10-30, mie consumă 14. Păi consumă 14 pentru că tu o folosești în condiții reale, iar fabricantul face acest consum într-un laborator pe niște criterii bine stabilite ca toată lumea să facă același lucru. Dacă făceau producătorii mașinilor acest consum în condiții reale, vă dați seama că unii mergeau la vale cu vântul în spate, la niște temperaturi optime și atunci era mult mai ciudat. Așa măcar comparăm mere cu mere. Deci consumul este făcut în laborator, nu în condiții reale, de aia sunt diferențe față de datele date de producător. Filtru de aer, baterie, turbină, se vede, e frumos la vedere, să o vezi, să știi totul despre ea. Arată bine la motor, nu am de ce să mă plâng, pot să fiu o cârcotaș, pot să fiu cum vreau să fiu. Știți glumele noastre cu Jeep, le știți?
N-am ce să zic aici. N-am ce să zic, arată bine. Mergem mai departe. Hai să vedem lateralul mașinii și să vorbim puțin de el, de roți, de praguri, de uși, de balamale, de faptul că... Haide pe lateral. Închid aici, da? Haideți să vorbim despre lateral. Acesta este lateralul mașinii. Avem roți, ceea ce este bine, pentru că în modelul anterior mașina venea dotată cu anvelope orientate către mersul pe asfalt. De data aceasta, modelul nou vine cu anvelopele de la Cooper, All Terrain, varianta 3, deci avem o anvelopă care este orientată puțin pentru off-road, puțin pentru asfalt și puțin pentru zăpadă. Asta nu înseamnă că ne axăm pe un singur segment. Asta înseamnă că le facem pe toate și e ok așa cum e. Repet, vine ca și dotare de fabrică, nu extra lucruri când oamenii își pot personaliza mașina pentru ce vor ei cu adevărat să facă cu ea. Bun, anvelopele sunt de mărimea 32, 31,8 parcă ne ieșise nouă în calculator, 255, 75, 17, cu jante de aliaj, avem aripile așa bine cunoscute, aripile de la modelul Jeep Wrangler, o priză de aer aici în aripă, emblema cu Trail Rated, voi știți, voi ăștia jiparii știți cu astea, cu Trail Rated, cu tot felul de americanisme de genul care prind foarte bine la public, lucru care nu este rău. Bineînțeles, stickerul cu Rubicon, ceea ce ne spune că mașina este dotată cu blocanți față-spate. Avem balamalele ușilor cu, ce crezi, mărimea imbusului pe care trebuie să o folosești aici pentru a da ușile jos. Să fie simplu, să nu stăm să ne pierdem vremea când demontăm ușile. Oglinzi, rama geamului schimbată, geamuri, patru uși, balamale, aripă spate, bușon de rezervor, bări și aceste, dacă nu-s de metal, bă, dacă nu-s de metal, mor. Cad pe jos aici, am praful ăsta, fii atent. De metal, mă, rock slidere. Astea se folosesc pentru off-road atunci când lovești o piatră să nu-ți strâmbe caroseria mașinii și să se oprească în acest prag de protecție. La partea spate avem căpăcelul bușonului de combustibil pentru această mașină, blocurile optice spate, dotate cu lumină LED, dar vorbim despre treaba asta când ajungem în partea din spate și, bineînțeles, acest hardtop care poate veni opțional în culoarea caroseriei. Sper că și în România. Avem spatele Jeep-ului care mi se pare tare. De ce mi se pare tare? Îmi plac mie personal blocurile optice spate. Îmi plac, sunt foarte frumoase. Bara spate cu stopul de ceață și punctele de recuperare. Mare atenție, multe mașini nu le au din fabrică. Au doar cârligul și lumea îl folosește pentru a trage, extrage mașinile din noroi. Roata de rezervă care vine montată direct pe haion, din fabrică, lucru care mi se pare foarte masculin. Și ce mai mi se pare tare? Mi se pare tare că husa de la Jeep vine decupată pentru camera de mașalier. Which is nice. Mie îmi place când oamenii țin cont de detaliile astea, chiar contează. Al treilea stop de frână, stropitorul lunete. Iarăși mi se pare senzațional. Haideți să vedem și în interior ce avem. Noroc că e ea deșteaptă și s-a deschis, că are keyless și cheie în buzunar, că altfel mă făceam de râs că eram cu ea. În sfârșit, mă și gândeam acum, zic, bă, cum se deschide o lunetă aici, nebun, că n-am încercat. Uite, simplu se deschide luneta aici, tragi de ea, efectiv. Cum se deschide luneta? Simplu. Da, mă, nu vedeam ăsta, mă și gândeam, zic, cum stropește mă ăsta prins aici, da, e ok. Bun, ăsta este portbagajul, nu știu câți litri are, dar cu siguranță mă veți întreba voi în comentarii pe YouTube și eu am să vă răspund pentru că până o să apare episodul ăsta am să aflu. Bun, avem portbagajul, destul de încăpător, spun eu, pentru o mașină care poate să facă atât de multe lucruri. Poate să fie și cabrio, poate să fie și semi-cabrio, doar cu trapă. Ai aici rollbarul ăsta care te protejează antirăsturnare, ai priză de 12V în portbagaj, ai subwoofer de la Alpine. Am luat 100 de la Alpine, să se știe, trece acolo pe caiet. Așa, avem spațiu de depozitare, covoraj suplimentar, spațiu de depozitare în portbagaj și foarte multe prinderi pentru toate accesoriile care se pot demonta de pe această mașină. Ne scrie aici pentru prinderile ușilor, pentru pentru plafon, pentru hardtop, pentru parbriz, pentru
tot felul de accesorii. Deci, dacă sunt oameni care sunt pasionați să aibă multe accesorii la mașină și gadgeturi și să o personalizeze și să-și cumpere toate nebuniile pământului, asta e mașina care vă trebuie, vă zic eu. Nu găsiți mai multe piese de personalizat decât pentru Jeep Wrangler. Nu știu dacă și pentru ăsta, ultimul model, dar clar, Jeep-ul Wrangler este cea mai personalizabilă mașină. Da? Mi-a patinat puțin creierul că i-am vreajul uzat, am 37 de ani. Na, vorba aia. Am făcut o greșeală, dai seama că n-am cum să închid asta și după aia luneta. Na, iarăși mașina s-a deschis, s-a descuiat, nu s-a deschis. Da, foarte tare asta cu luneta, senzațional și suportul de roată, puu, super! Am uitat să vă povestesc de eticheta asta care este foarte tare și sper să puneți pauză aici pe filmare să vedeți ce scrie, vă arată unghiurile de atac, vă arată cât de mult intră în apă și cel mai tare îmi place cum scrie aici, Made in the US of A. Unde a fost proiectat și unde a fost construit. Foarte tare, din 1941. Ce n-am zis și am uitat și e foarte important când am vorbit de lateralul mașinii, în momentul în când mașina asta s-a lansat pe la Geneva sau la Detroit, nu mai știu exact, am văzut un clip, mă uitam, că în sinea mea sunt fan, dar nu recunosc. Mă uitam și am văzut un interviu de vreo 30-40 de minute cu designerul mașinii care spunea că este prima mașină de fabrică care poate fi dotată cu anvelope de dimensiunea 35 de inci fără alte modificări. Acum aștept în comentarii dacă sunt oameni care au modelul nou și au pus anvelope de 35 să ne spună dacă ating, freacă, drag, nu știu ce. Bun, hai să vedem și interiorul unde sunt miliarde de schimbări. Trebuie să vorbesc minim 2 ore, dar facem noi mai simplu. Haideți să vorbim despre interior. Și până la interior, să prezentăm și puțin cheia noului Jeep Wrangler. Varianta Rubicon, bine, cred că și în toate variantele e aceeași cheie. E robust, e bărbătească, îmi place. O punem aici pentru că mașina este dotată cu sistem keyless entry și nu avem foarte mare nevoie de ea. O ținem în buzunar și ne facilitează accesul. Bun, haideți să vorbim pentru început despre ușa șoferului și ce comenzi avem aici. Clar, mânerul de deschidere care este foarte sexy cu butonul de încuiat și descuiat. Ne reprezintă aici printr-un lăcățel. Iarăși funcția butonul ăsta pentru încuiat și descuiat toate ușile. Reglajul oglinzilor electric stânga-dreapta. Buzunar cu plasă elastică și armrestul îmbrăcat în piele. Aici pe consolă aveți butonul luminilor. Pentru poziții, luminile de faza de întâlnire și funcția de automat, pentru că mașina vine dotată și cu senzor de lumină și senzor de ploaie, butoanele proiectoarelor, reglajul intensității luminii la bord și un reglaj al intensității luminii, cred că în interior, nu știu să zic, mai e unul aici, mă dă peste cap. Dar rămâne să discutăm despre. Îmi pare rău că am lăsat volanul strâmb de data asta, dar o să vorbesc despre el așa, cu capul în jos. Pentru că așa l-am lăsat, este un design nou, este îmbrăcat în piele, are funcție de încălzire, lucru foarte interesant iarna, pentru că atunci când pui mâna pe el, ai văzut o senzație nasoală când e rece. Avem butoanele computerului de bord și al infotainmentului, avem butoanele pentru a răspunde la telefon, pentru handsfree și avem butoanele pentru pilot automat, care la acest Jeep poate păstra și distanța față de mașina din față, să frâneze automat. Bineînțeles, manetele care nu toți le bag în seamă, manetele ștergătoarelor și a celui de semnalizare și fază lungă, așa cum le știți ca la toate mașinile în pozițiile lor normale, vine echipat cu instrumente de bord analogice, ceea ce mie îmi place pentru că eu sunt așa de generație mai veche și nu sunt așa de pasionat de tehnologia asta nouă și prefer să am eu povechi cu ceasul, cu lumină, cu văd eu acolo turometru și viteza. Gurile de ventilație, reglabile, cum le știe toată lumea, nu e nicio nebunie aici, dar avem foarte multe butoane care fac o grămadă de lucruri interesante. Detalii, n-are rost să ne pierdem în ele, dar butoanele arată foarte bine, n-aveți ce să comentați, vă zic eu, deci dacă sunt oameni care vor să comenteze de butoane la nou Jeep, nu e nimic de comentat aici, mai găsim alte lucruri de care să ne luăm, dar nu de butoane, arată foarte bine, avem controlul geamurilor electrice, avem aici un pachet media pentru USB și mini USB și AUX și SMN, astea sunt lucruri de IT, unde eu nu am avut calculator de mic, dar nu m-a prins chestia asta sub nicio formă
ce e cel mai important și unde-s miile la off-road e butonul ăsta roșu, care scrie aici front and rear sau rear only. Avem niște punți față-spate dotate cu un lăcățel. Asta înseamnă că mașina este dotată cu diferențial autoblocant pe puntea față și pe puntea spate. Putem să angrenăm doar blocantul spate pentru momentele când mașina este cu punțile încrucișate și rămâne acolo. Pac, apăsăm un buton și putem să ieșim din o situație penibilă, aș putea să spun, în care niște mașini cu o tracțiune integrală se încrucișează punțile și au două roți în aer. Mașina nu mai pleacă de acolo. E un pic penibil, dar în sfârșit asta este. Se poate ieși din această situație dacă mașina are un blocant pe o punte. La varianta Rubicon avem pe ambele punți. Deci putem bloca diferențialul spate sau față și spate. Putem decupla bara stabilizatoare spate pentru ca mașina să aibă travel al suspensiei mai mare cu bara stabilizatoare decuplată pe spate. Deci roțile pot avea un travel mai mare. Avem aceste mânere foarte robuste de susținere al șoferului și al pasagerului. După cum știți, mașina asta pot veni cu multe accesorii, v-am mai spus, și mai există niște mânere care se pot monta pe mașină. Bordul este îmbrăcat în piele. Avem un decor în interior aici de culoare gri. El poate să vină în mai multe culori. Am mai văzut și cu roșu. De ce să vă mint? Oglinda retrovizoare într-un design foarte simplist și foarte ok, iarăși pentru mine. Displayul navigației și al radioului cuprinde atât de multe lucruri, încât cred că mi-ar lua câteva ore să vorbesc despre treaba asta. Scaunele care sunt echipate aici cu o tapiserie din piele, reglajul scaunelor se face manual pe înălțime, pe reglajul ăsta în față și în spate și reglajul spătarului, care este foarte simplu. Tac! Avem acest Willys pe schimbător și aș vrea să vă povestesc puțin despre Willys ăsta, că îl găsim pe mașină în mai multe locuri. Cei de la Jeep îmi spun că în America se face și un concurs de ăsta media cu unde găsești semnificația Willys-ului pe mașină. El la noi l-am găsit pe parbriz, îl găsim pe schimbător și am mai găsit ceva, niște șlap de plajă pe grila de la capotă. Super tare. Astea, detaliile astea mi se par super tare. Putem să vorbim în comentariu despre ele, să-mi spuneți unde l-ați găsit voi pe Willys, pe Jeep-ul dumneavoastră, chiar dacă nu este Wrangler. Vedeți că mai sunt modele de la Jeep care vin echipate cu aceste mici mașinuțe desenate în tot felul de locuri unde te aștepți mai puțin. Super tare, bravo Jeep! Vreau să mai spun că am văzut niște modele care vin echipate cu un locaș aici de 4 butoane, 1, 2, 3 și 4, lăsate din fabrică goale pentru a-ți putea pune tot felul de proiectoare sau orice alte accesorii le montezi pe mașină pentru a nu a pune tu butoane suplimentare. S-au pus ei din fabrică direct pachetul ăsta unde ai 4 butoane și e totul bine. Ce observ acum în timp ce vă povestesc este că acest Jeep vine cu centuri reglabile pe înălțime, adică multe mașini din clasa premium nu au această echipare, dar iarăși intrăm în detalii care mulți văd, puțin cunosc. Avem parasolarele cu lumină LED albă. Mamă, cum mă văd! Mamă, ce divă! Așa, deci putem să ne refacem machiajul foarte ușor pentru cei care poartă. Eu nu port. Aici avem luminile de interior. Foarte interesante. Am ceva deschis. Nu știu ce am deschis, dar am ceva deschis. De stă lumina aprinsă, în sfârșit. Ți-am zis că scrie Rubicon pe scaune? Nu ți-am zis, nu? Bun, lasă că vorbim noi de asta. Avem box aici în plafon, super tare când mergi cabrio. Tic, 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 tic. Știi? Poți să faci să dai doar ăsta jos și că e destul de simplu. Uite, o să încerc eu acum, iarăși, pentru prima dată, vă dați seama, nu? Wow. Poate și vântul ești nebun, mi-l lua de aici, frate. Uite, mă, cât de simplu. Și dai ăsta jos și gata, ai jumătate de... Poate vrei doar jumătate de plafon, poate vreau doar eu să merg cabrio și ăsta din dreapta nu. Zice, pe mine mă trage curentul. Bine, sora mea. Asta îmi place, când oamenii se gândesc la toată lumea. Tu stai seama cât de tare e să mergi cu boxa asta în cap aici, în spate? Da. Ai mâneri? Uite ce snag. Începem, da? Începem, că astea nu se pun, frate, astea nu fac parte din episod. Bun. Și avem fața de ușă cu același mâneri sexy, cu lăcățelul de încuiat și de descuiat. Avem mânerul restarmul din spate, care este și el îmbrăcat în piele. Ia
caută nebunie aici, aici nebun, suport de pahare, în tetiera din spate, cotieră. Vezi că stau bine, mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut mie personal ca bancheta asta să fie și ea reglabilă, dar nu e. Asta este, nu poți să le ai pe toate în viață. Avem scaunul șoferului și scaunul pasagerului, care pe partea din spate are multe cordeline din astea pentru a spune tot felul de accesorii care sunt necesare la off-road, stații și așa mai departe. Buzunarul ăsta elastic, care iarăși este foarte util. Covorașul special destinat pentru locurile din spate, care astupă și chestia asta centrală aici, calul ăsta central, care toată lumea stă cu picioarele pe el și pe mine mă enervează. Să-l găsesc cu poziție aici, să-l clipsesc ca lumea, dar o să fac asta după ce terminăm cu filmarea. Butoanele geamurilor spate, foarte mișto integrate aici în consola din față. Gurile de ventilație pentru spate din consola centrală. O priză America style. Două USB-uri și două mini USB-uri și două spații de pus. Nu știu ce ai putea să pui aici, dar poți să pui lucruri. Mânerul, vi l-am arătat, boxele din spate care stă aici sus, roll cage-ul care este foarte, foarte mișto integrat în interiorul mașinii și hardtop-ul care, ați văzut, se poate scoate destul de ușor și putem să mergem cabrio la plajă, la mare, la soare, petite. Ai zis cum o fac întăreț? Am zis, nu? Să vedem cum se conduce. Hai, tu ești, cred că tu ești mai curios ca mine. Hai să vedem. Am condus-o, cât să zic, 10 minute înainte să facem filmarea asta. Deci sunt la prima și primul contact cu acest nou model de la Jeep Wrangler în varianta Rubicon. Poziția la volan este confortabilă. Pe mine personal mă deranjează puțin la genunchi aici în stânga, armrestul ăsta care vine mai în față decât ar trebui. Da, na, v-am zis, eu sunt și cârcotaș, mă, și știți pe mine că sunt cu cârcotaș, cu chestiile astea. Cei de la Jeep se laudă că ăsta este primul model de Jeep Wrangler care poate fi condus de doamne să-și ducă copiii la școală într-un mod cât mai elegant. Au îmbunătățit foarte tare suspensia și mașina se simte mult mai bine pe asfalt. N-am avut plăcerea să o conduc până acum la viteze mari, ca să zicem așa, pe asfalt, dar o să mergem aici la partea noastră de circuit de teste, unde avem mai multe suprafețe pe care testăm mașina. De exemplu, acum mergem pe pământ bătătorit cu viteza de 30 de km la oră. O să intrăm și pe asfalt. Suntem pe asfalt acum, folosim mașina cu propulsie spate, asta pentru cârcotaș. Asta pentru cârcotaș, eu îi spun tracțiune spate și așa îi spune toată lumea în popor, dar sunt niște oameni care își doresc ca noi să pronunțăm propulsie spate. Așa e corect, ce să facem? Am tăcut mai devreme puțin pentru că mi-am dorit ca voi să auziți zgomotele produse de mașină atunci când merge pe teren accidentat. Hai să vă povestesc din punctul meu de vedere de aici cum văd eu bordul și cum mă simt eu la volan. Băi, la volan mă simt imbatabil, jur. Mă simt imbatabil pentru că mașina vine cu capota asta, cu prize de aer și cu forme și cu suporții pentru parbriz și cu mânere aici și cu oglinzi pătrate și cu bordul ăsta foarte robust și cu foarte multe gadgeturi și butoane și tot felul de chestii și plafonul ăsta, hardtop-ul care este din materialul ăsta compozit de fibră, de ceva, mi se pare senzațional. Îți dă o senzație de asta că nimic nu te poate opri. Ce aș vrea să vă subliniez aici este că nu există mașină care să nu rămână blocată în noroi sau să nu găsească niște zone unde poate rămâne blocată. Nu credeți că aveți o mașină imbatabilă și tot timpul când mergeți în teren, asigurați-vă că aveți un troliu
cu care vă puteți scoate din noroi, că aveți plăci de recuperare, că aveți un prieten cu voi care are șufă. Nu faceți ca noi. Noi tot timpul venim aici la tracul ăsta de teste și avem două mașini de teren. Nu e o problemă, dar nu avem niciodată șufă. Niciodată. Sper că nici de data asta să nu rămânem în podmoliți și să ne facem de râs. Da, oricum, important este să faceți ce zice Popa, nu ce face Popa. Legat de mașină, motorul de 2.2 care dezvoltă 200 de cai putere și 450 de Nm, din punctul meu de vedere se descurcă foarte bine. Nu simt lipsă de putere, am ajuns la 130 de km la oră destul de repede. Nu consider că mașina ar fi cu o putere inferioară sau să aibă nevoie de mai mult power sau mai mult cuplu. Eu zic că este mai mult decât decent, iar impozitul în România pentru motorul ăsta este destul de bun. Știu că foarte mulți oameni spun: a, ce mă, 2.2, trebuie să aibă minim 3 litri sau 4 litri sau 5 litri sau 7 litri. Sunt de acord cu voi, dar nu la noi în Europa. Din păcate, noi suntem mai pricăjiți și la noi mașinile poluează mai mult decât pe alte continente unde nu se ține cont de lucrurile astea și mașinile nu sunt impozitate la capacitatea cilindrică. Dar asta este iarăși cu totul și cu totul altă discuție. Am ajuns și la un lac, nici nu știam că e un lac aici. În sfârșit, merg pe asfalt, băieții ăștia construiesc aici traseul nostru de teste, fac o treabă extraordinară, mă bucur foarte mult că văd că sunt, că se construiește în continuu și ne dau o pistă de încercări aici, fără nicio mașină, fără poliție, fără reguli de circulație, unde putem să ne permitem să mergem cu ce viteză dorim noi. Foarte bine, foarte bine virează mașina. Este dotată cu sistem de ESP, cu ABS, cu ASR, cu tot ceea ce ține de siguranță. Nu se pune problema să nu le avem. Merg cu 100 de km la oră și asfaltul se termină brusc aici. Până aici am plătit, ca să zic așa, cursa pe asfalt. O să ne întoarcem pentru că aș vrea să auziți zgomotul din mașină la 100 de km la oră cu rulare pe asfalt. Camera video din spate cu o grafică mult îmbunătățită față de ce eram obișnuit la Jeep. Accelerație. O să vedeți foarte bine și în materialul POV, unde o să am GoPro-ul montat pe cap și o să vedeți fix ce văd și eu. Am accelerat la 120 de km la oră, bate vântul foarte tare și trebuie să stau cu volanul puțin virat. Viraj, 60 de km la oră, ESP-ul a acționat instant, mașina a luat virajul, chiar dacă asfaltul mai conține și zone cu pământ și praf, fără nicio urmă de pierderea aderenței sau de nesiguranță. Deci efectiv nu am ce să obiectez sau ce să comentez de rău pentru acest Jeep care vine echipat cu punte rigidă pe față, un lucru pe care nu-l mai găsim decât la un singur sau maxim doi producători de mașini de teren. În ziua de astăzi toată lumea renunță și trece la brațe pentru că dacă am avea o statistică din câți cumpărători de Jeep sunt, câți folosesc mașina asta în teren accidentat, o să vedeți că procentajul este foarte mic și atunci toți producătorii de mașini de teren renunță la puntea rigidă față pentru brațe, pentru că mașina devine mult mai confortabilă de condus pe asfalt și mult mai stabilă și atunci, na. Știți cum e interesant, producătorul este interesat despre oamenii care cumpără mașini, nu despre oamenii care comentează mașinile. Și atunci, na, fiecare om care face un business trebuie să aibă un câștig. Dacă nu are câștig, nu are rost să mai facă. Mai sunt niște oameni care fac din pasiune, dar asta este cu totul și cu totul altceva. Ăsta este zgomotul la 60 de km la oră pe teren accidentat. E
eu zic că amortizează bine, merge bine, e confortabilă, e stabilă. Mașina în teren se descurcă foarte bine, chiar dacă nu este echipată cu cele mai agresive anvelope de teren, se descurcă senzațional. Ce a zis Popa? Să scoți senzorii când mergi în teren accidentat. Așa a zis Popa. Da, îmi place. Îmi place, place, place. Dacă aș avea și bani să-mi iau una, ar fi și mai bine. Dar, na, ce să facem? Vorba aia nu poți să le ai pe toate în viață, Daniele. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că a fost mai util decât credeați. Sper că v-am arătat tot ce vă interesa. Și dacă n-am făcut asta, dați coment acolo și eu vă răspund sincer, așa cum mă știți, pe toate filmulețele noastre de pe canalul nostru Stax. Și ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm un clip nou, aveți acolo un clopoțel și un subscribe, dați pe amândouă click-click, ca de fiecare dată când noi postăm, YouTube-ul să vă notifice cu jumătate de oră, două ore, trei ore după ce am postat. Cam așa se întâmplă lucrurile. Dacă nu vă place, scrieți acolo. Bă, nu-mi place, mă, frate, ești într-un fel sau un alt fel. E dreptul fiecăruia să scrie ce vrea, mai ales că nu costă nimic. La daliera, da, trece secundele. Are pe aici ceva, simt. Nu găsesc. Nu găsesc! Nu găsesc! Mă uit și nu găsesc. Băi, băiatule. Puteți să faceți gluma aia la semafor? Știți gluma la semafor? Când pleci la semafor și te uiți la ăla din dreapta și ești gata, da. Și pleci și te-ai teleportat. E bună gluma să o faceți, dar aveți grijă să mă uitați și în față din când în când.